Bineînțeles că nu era pe aici drumul, s-a și blocat omul. Asta e, Pățești, înapoi. It's ok. This way, yeah? Ah, this way. I wrong way. Wrong way. Wrong way. Asta e una dintre acele cazări pe care le iau eu la risc maxim. Mai ales în asemenea locuri. Pentru că n-are review-uri. Salam alaikum și bună dimineața din Dubai. Acest vlog îl încep aici, în fața hotelului din Dubai și sper să-l termin la următoarea mea cazare din Kathmandu, Nepal. Foarte entuziasmat că o să ajung într-o nouă țară, o nouă țară pentru mine. Așa că de-abia aștept să fac călătoria de astăzi. Hai să vedem cum se zboară prin Himalaya. Gata, sunt pe drum spre aeroport. La ora asta metrou nu circulă, pornește de la 5 din câte știu eu. Așa că am luat un taxi. Vă recomand și vouă, dacă ajungeți pe aici, să folosiți taxiurile RTA, pentru că Karim sau Uber sunt mai scumpe. Am ajuns în aeroport. Taxiurile astea se pot plăti cu același card de la metrou, ceea ce am și făcut. Am plătit 25 de dihori pentru cursa asta, în condițiile în care Uber sau Karim îmi arăta 40-40. O să zbor de aici, de pe terminalul săracilor, terminalul 2. De aici zboară Fly Dubai, Wizz Air, indienii. Eu așa îi zic, terminalul săracilor. Nici nu știu dacă am lounge aici. Am trecut de controle, se pare că am totuși lounge și aici, ceea ce e foarte bine. Foarte aglomerat lounge-ul de aici, multă, multă lume, dar măcar au mâncare bună. Terminalul ăsta 2 din Dubai este neîncăpător. Cel mai aglomerat terminal. Pentru că aici zboară companiile low cost și cea mai multă lume cu low cost-ul circulă. Abia am găsit un loc să stau câteva minute până la îmbarcare. Câteva cuvinte despre Arabia Saudită, despre costurile de acolo. Și în primul rând vreau să vă reamintesc despre aplicația Easy Hire, pe care am folosit-o în Arabia Saudită și mi-a plăcut foarte mult. Mașini de închiriat, prețuri foarte bune, sistem foarte simplu, doar descărcați aplicația, vă băgați datele, încărcați poză cu pașaportul și permisul și aia e. Nu trebuie să lăsați garanție, nu trebuie să semnați o grămadă de documente, totul este foarte, foarte simplu. Mașina vă aduce cineva unde vreți voi sau puteți lua de la sediul firmei. Oricum e bine și prețurile sunt extraordinar de bune chiar. Iar dacă folosiți codul pe care vi-l las eu în descriere, obțineți și voi și eu o reducere la prima închiriere. Funcționează atât în Arabia Saudită cât și în Dubai, Qatar, Kuwait sau mai câteva țărișoare de aici din Golf. Prețul pe care l-am plătit eu pentru mașină a fost 100 de lei pe zi. Foarte, foarte bun preț. Benzina foarte ieftină, benzina e 2,50 lei în Arabia Saudită. De acolo rezultă și alte prețuri mai reduse la servicii. Mâncarea destul de ieftină, am mâncat o masă cu 50-60 de lei, ceva de genul, masă îndestulătoare. Acum, e adevărat, eu am nimerit în Ramadan și câteva zile am făcut și foame, că n-am găsit de unde să-mi cumpăr de mâncare, dar în general mâncarea e accesibilă ca preț, doar acolo în zona Boulevard World, acolo mi s-a părut scump, dar e o locație mega turistică și e normal să fie așa.
În general, mie Arabia Saudită mi s-a părut mult mai ieftină decât Europa, cam la nivel de România, de fapt sub România, clar, sub România, că dacă le adun pe toate, este mult sub România. Și ca și cazări, și ca mâncare, și ca transport, intrarea la obiectivele turistice, din nou, prețuri bune, prețuri accesibile, iar cazările, da, la prețul pe care l-am plătit, am avut confort foarte, foarte bun. Ați văzut și voi în vloguri ce cazări bune am avut în Arabia Saudită. Cu alte cuvinte, merită luat în calcul pentru o vacanță. Da, e adevărat, trebuie plătită viză pentru Arabia Saudită, care nu e, destul, nu e ieftină, e $100, dar cu toate, luându-le în calcul pe toate, se merită, pentru că totul este ieftin și foarte, foarte fain. Sunt multe locuri de vizitat în Arabia Saudită, ați văzut și voi câteva interesante. Orașul Riyad este spectaculos, Jeddah, din nou, foarte spectaculos, am vloguri de acolo de data trecută, iar deșertul, ați văzut și voi cu mine. Dar cam atât cu Arabia Saudită, mă îmbarc imediat înspre Nepal, schimbăm total cultura, schimbăm total religia, pentru că din țara lui Muhammad mergem în țara lui Buddha. De-abia aștept să ajung, de-abia aștept să descoper această nouă țară, a 114-a pentru mine. Abia aștept să ajung și să iau Kathmandu la pas, pentru că primele zile asta o să fac, o să vedem viața locală din Kathmandu și după aia vedem ce excursii putem face în interiorul țării, din inima Himalaya. Gata, mă îmbarc. Mă îmbarc spre Kathmandu. Oare ce călător din lumea asta nu și-a dorit niciodată să ajungă în munții Himalaya? Vă dați seama că pentru mine asta e un vis, să ajung să văd munții Himalaya. Același avion deja cunoscut. Hai să vedem cum se zboară prin Himalaya. Vreo 5 ore de zbor. Nu mă așteptam să primesc mâncare pe Fly Dubai. Nu e cine știe ce, dar e binevenit. Aterizat în Kathmandu, Nepal. Bine ați venit la poalele munților Himalaya. Bine ați venit la poalele celor mai înalți munți din lume. No, că am trecut de controle, am scos bani, mi-am luat SIM, dar vă povestesc imediat aici la o cafea. Ăștia-s banii nepalezi, așa arată. Am scos de pe cardul Revolut, fără probleme. De asta îmi place mie să ajung într-o țară nouă ziua, să nu fiu pe fugă, să nu fiu nevoit să depind de taximetriști, să nu iau țepe cu SIM cardul că mă grăbesc. Haideți să vă povestesc. Deci, ca să intri în Nepal, ai nevoie de viză, viza se ia on arrival, trebuie completat online un formular, durează 5 minute. Cred că mi-au făcut cafea. Continui. Așa, deci cu viza e foarte simplu, formular completat online, ajungi, iei viza în 5 minute, trebuie doar să plătești $30 și aia e. Mai departe, SIM, n-am luat eSIM pentru că mi s-a părut scump, $9 un giga, plus că citeam că aici e o aplicație care funcționează ca și Uber-ul și pentru ca să o activezi ai nevoie de SIM, de număr de telefon și eSIM-urile de regulă nu-ți dau și număr de telefon, adică poți să ai doar internet. Așa că am luat SIM card foarte ieftin, 80 de giga cu vreo 40 de lei, ceea ce e bine, bine de tot. Iar acum urmează să instalez acea aplicație, Patao sau ceva de genul se cheamă.
chem o mașină și mă duc spre cazare. Cazarea am luat-o prin Airbnb. La prima vedere, oamenii ăștia îmi plac foarte mult. Nu are nimic de face cu India, deși eu mă așteptam să fie India, dar nu e la prima vedere. Vedem mai încolo. Mergem la cazare și mai vedem. Prima gură de aer nepalez. Oamenii care așteaptă turiștii. E o țară foarte turistică, am văzut o grămadă de turiști. Am comandat deja Patao, se cheamă aici. Aștept să-mi vină mașina. Gata, sunt în mașină. Ne-am găsit noi mai greu, că aici se vorbește o engleză destul de ciudată. Un pic mai rău decât în India chiar. Good. Dar oamenii ăștia îmi plac mult mai mult decât India. Asta e atmosfera de aici, multe, multe scutere, multe motociclete, mașini, mărci indiene, dar e mult mai curat, la prima vedere e mult mai curat. Cazarea o am prin Airbnb, undeva în zona centrală. Am ales un apartament care părea ok în poze. Acum să vedem cum arată și fizic. Din ce am văzut eu din avion, deși a fost ceață și smog, n-am văzut mare lucru. Orașul Kathmandu e situat fix într-o căldare, între munți. Se pare că aici lumea circulă cu scooterul foarte mult. Cred că va fi cea mai bună opțiune să închiriez eu un scooter sau un motor decât o mașină. Dar asta vom vedea zilele următoare. Nu mă așteptam să fie așa de curat pe aici. Ne apropiem de centru. Mergem pe râul Bagmati. Bagmati, yes? Bagmati. Bagmati River. E fain să ai apă în oraș. Yes. Foarte interesant arată pe aici. Foarte prăfuit, în schimb, orașul. Nu știu ce aveau la șerpi. Șerpi uscați pe ață, așa arăta. Devine din ce în ce mai interesantă zona. Mai un pic până la cazare. Clar îți trebuie scooter aici. Eu nu m-aș fi băgat cu mașina pe aici. Bineînțeles că nu era pe aici drumul, s-a și blocat omul. Asta e, Pățești, înapoi. It's ok. This way, yeah? Ah, this way. I wrong way. Wrong way. Wrong way. I go wrong way. Asta e fix zona centrală cu magazine de suveniruri. Plin de turiști, am văzut pe aici. Temple extrem de interesante. Ups, cred că ne-am blocat iară, ba nu. Sau da? Ups.
teoretic pe aici ar trebui dreapta, dar pare a fi sens unic. Să nu-i luăm scooter omului. Super interesantă zonă, super interesant. Continue straight on to Dhoga, Kualaku Gali, Bimbaha Dhoga Gali, then your destination will be on the left. Mai bine mergeam pe jos pe aici decât să-l chinui pe omul cu mașinuța. Asta e mașinuța care m-a adus. I-a zis să mă lase aici, să nu mai intre pe străduțele astea, că am emoții. Mai bine mă duc pe jos. Mai am de mers vreo 50 de metri sau 100 de metri, ceva de genul. Unde am nimerit? Head northeast on Kualaku Road toward Kualaku Nahulam Marg, New Road, then turn left onto Dhalacha Road. Hello. Foarte bine mirosea. A pește. Mi-e o poftă de niște pește, de nu mai pot. Head east on Dhoga, Kualaku Gali, Bimbaha Dhoga Gali toward Kualaku Road, then turn left onto Kualaku. Tone de fructe, e bine. Nu fac foame pe aici dacă am fructe. Ohoho! Pleurotus, ciuperci pleurotus. Super tare, super tare. Am ce mânca. Oricum eu am ales cazare cu bucătărie în cazul în care nu-mi place mâncarea. Dar am simțit niște mirosuri faine pe aici. S-ar putea să fie ok. Hai să vedem cum îmi iau cazarea în primire. Care trebuie să fie paci pe undeva. Prin zona asta. Am chemat omul că eu nu prea mă descurcam. A venit garda după mine, că pe aici e încurcată treaba. Aha, aici, dar nu o găseam într-o mie de ani. This way? Ok. First floor after you. Annapurna Studio se cheamă. Ok, hai că fac check-in-ul și vă arăt după aia. Asta e una dintre acele cazări pe care le iau eu la risc maxim. Mai ales în asemenea locuri. Pentru că n-are review-uri. De asta și prețul a fost unul foarte bun. Am plătit undeva la 60 de lei pe noapte aici. Haideți să vă arăt cum arată. Nesperat de bine, nesperat de bine. Am un pat foarte mare și curat. Mi-a zis băiatul că sunt printre primii care dorm în patul ăsta, pentru că totul e nou pe Airbnb. Sunt printre primii clienți. Am aici un canapei, internet 5G, ceea ce e foarte bine. Am aici frigider, apă de băut gratis. Aici e o baie mare, curat, nou, totul e foarte, foarte bine. Sincer, acum am văzut că arată pe din afară, nu mă așteptam să fie atât de bine. Iar aici un colț unde o să îngătesc în cazul în care nu găsesc mâncare pe gustul meu. Aici curte interioară. Iar aici ar trebui să dea în stradă. Geamurile astea, da. În strada asta îngustă și foarte interesantă. Da, e o oază de comoditate și confort într-o zonă, ați văzut și voi cum arată. Dar seamănă cu India la prima vedere, știu. Fiind aici altceva, alți oameni, alte mirosuri, mi se pare mult mai curat. Față de India nu se compară. Și da, îmi plac oamenii ăștia mult mai mult. O să stau un picuț, după aia ies să iau pulsul zonei unde stau.
foarte, foarte emoționat și entuziasmat că mă aflu aici. Pentru mine a 114-a țară pe care o să o descoper. No, hai să facem câțiva pași mult mai în liniște și fără stres aici pe străduțele din centru orașului Kathmandu. M-am liniștit, am stat cu un pic, am ieșit la plimbare să luăm pulsul. Miroase foarte fain a condimente, dar condimente bune, nu gen indian. Oamenii foarte fain, liniștiți, zâmbitori. Wow, ce fain miroase. Cred că ard și tămâie pe aici, prin zona asta. Fructe, grămadă de fructe. Vreau să văd dacă găsesc ceva să-mi gătesc. Pentru că aș găti astăzi. Nu m-aș băga din prima zi la mâncăruri ciudate. Numai să găsesc ingrediente. Să văd ce... Poate dau de o piață și îmi iau ingrediente să gătesc. Habar n-am ce, dar să văd dacă găsesc o piață de legume, de carne, ceva. Papaya, lubenițe, banane, ananas. Cam asta se vinde. Mere, banane. Bineînțeles că o să mă rătăcesc pe străduțe o vreme. Din ce am văzut eu, cam așa e tot centru. Străduțe întortocheate, înghesuite, aglomerate, dar e o aglomerație suportabilă cumva. Adică nu e genul ăla de India unde te ia capul după ce te plimbi 10 minute. Se vede că oamenii ăștia sunt învățați cu turiștii. Toată lumea îmi zâmbește. Atmosferă faină. Atmosferă faină la prima vedere aici în Kathmandu. Am intrat într-un supermarket și mi-am făcut cumpărăturile. Să-mi gătesc în seara asta, mi-am luat și pe dimineață ouă, că mi-e poftă de niște ouă, cum îmi plac mie, fără alte condimente. Mi-am luat o straiță de mâncare, exact așa mi-o dat în straiță. Și toată straița asta de mâncare m-a costat vreo 60 de lei, dar am aici multă mâncare, foarte multă mâncare. Mi s-a părut extrem de ieftin supermarketul. Am un pui întreg, am cartofi, am legume, condimente, oțet, sare, zahăr. Mi-am luat pentru mai multe zile. Ușor de aici înspre casă, unde mă apuc de gătit și de odihnă, pentru că mâine iau în piept orașul de dimineață. Mâine va fi o zi plină aici. Să vedem îndeamănunt cum se desfășoară viața locală în această parte de lume, aici la poalele munților Himalaya. Aici m-am uitat în supermarket după berică și n-am găsit. Se pare că e stilul indian, cu magazine specializate de alcool. O să-mi iau o berică de aici. Prima berică nepaleză. Am ajuns acasă, o să mă apuc de gătit. O să fac tocana mea preferată de cartofi cu pui. Dar înainte de a mă apuca de gătit, hai să bem o berică.
să degustăm prima perică nepaleză care, citiți voi, că eu nu știu cum se cheamă. Atât am înțeles că e făcută cu malț importat din Olanda. Vă dați seama că am aproape două săptămâni în care n-am băut berică, așa că mi-e poftă de o berică. Sănătate bună! Nu. Are un gust destul de nașpa. Da, asta e. O să mai încerc alte tipuri. Asta clar nu. Am văzut că avea mai multe tipuri de bere. Mai vedem zilele următoare alte beri. Acest blog o să-l închei aici. Cam ăsta a fost primul contact cu Kathmandu, primul contact cu Nepalul. La prima vedere îmi place enorm. De-abia aștept să descoper orașul și mai ales să fac cumva să ies în afara orașului, să mă duc înspre munți. Pentru că sunt convins că acolo e și mai fain decât în oraș. Mâine zi aici în oraș. Vedem viața locală de aici și încercăm să închiriem o mașină. Dar până atunci, eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal și dacă n-ați făcut-o, eu vă rog mult să o faceți. Pe mine mă ajută foarte mult o abonare din partea voastră. Pe voi nu vă costă absolut nimic. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog, de aici din Kathmandu, Nepal, eu vă spun la revedere!